vreau să încep acest live, chiar dacă până în prezent nimeni n-a intrat, doar acum am intrat și până să mai adună oameni vreau să vorbesc, pentru că știu că videoclipul acesta rămâne pe Facebook și toți acei care vor dori să audă despre pocăință vor avea ocazia și posibilitatea să audă despre pocăință. Așa, după cum am spus, am zis că o să mă reîntorc din nou în această seară ca să vorbim despre pocăință, să vorbim despre ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a învățat, să vorbim pentru că Dumnezeu ne cheamă pe toți la pocăință, pentru că numai prin pocăință noi suntem pe placul lui Dumnezeu. În această seară vreau să vorbesc cuvintele Mântuitorului. Eu nu fac decât să repet ceea ce a spus El și ceea ce a spus ucenicii Lui. Când Domnul Iisus Hristos era pe pământ, El a vorbit oamenilor despre pocăință, căci doar prin pocăință se ajunge în împărăția lui Dumnezeu. La fel, după ce Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer, a rămas în urmă ucenicii Lui și la fel și ei au vorbit oamenilor despre pocăință. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vorbesc oamenilor despre pocăință, pentru că este foarte important ca oamenii să se pocăiască, ca noi toți să ne pocăim, că doar cei care se pocăiesc de păcatele lor vor ajunge cu Dumnezeu în raiul lui Dumnezeu. Biblia spune, pace Domnul să vă binecuvinteze, Biblia spune foarte clar, începând la Matei capitolul 7, deci am să încep acum cu cuvântul lui Dumnezeu și l-am pe laptop, pentru că văd mai bine, văd mai clar că în Biblie lumina e mai slabă, așa cum am mai spus și de altă dată. Biblia spune în Matei în capitolul 4 cu versetul 17, Biblia spune că Domnul Iisus Hristos, care a fost și este Fiul lui Dumnezeu, a zis, de atunci încolo, Iisus a început să provăgăduiască, adică să predice, să spună și să zică. Ce zicea El? Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pace Dumnezeu să te binecuvinteze. Deci Mântuitorul Iisus, în vremea când El a trăit, de atunci încolo, Iisus a început să provăgăduiască, să spună oamenilor, să se pocăiască. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și vreau să vă spun, iubiții mei ascultători, frați și surori și dragi prieteni, că aceste cuvinte pe care Domnul Iisus le-a rostit sunt valabile și pentru noi astăzi. El a zis, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. De ce să ne pocăim? Pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Să ne pocăim ca să putem intra în împărăția lui Dumnezeu care este aproape. Că doar prin pocăință omul ajunge în împărăția lui Dumnezeu. La fel în Marcul, în capitolul 1, cu versetul 15, el zicea, la fel Mântuitorul spunea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Vedeți, în primul rând Iisus a spus, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Iar în Marcul el spune, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și în amândouă capitole spune că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Să ne pocăim căci împărăția lui Dumnezeu este aproape, zice El. Și cei ce se pocăiesc vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Pace sfântă, Domnul să te binecuvinteze. Apoi, după Mântuitorul, vine unul dintre ucenicii săi numit Petru, unul dintre apostoli, în Faptele ca Apostolul, capitolul 2, cu versetul 38, apostolul Petru zicea, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în
în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Iată că din nou Petrul continuă mesajul pe care l-a avut Mântuitorul. Mântuitorul le vorbea oamenilor despre pocăință și despre împărăția lui Dumnezeu care este aproape. Și Petru la fel zicea: pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Deci fiecare din voi, în urma pocăinței lui, trebuie să se boteze. Pentru că așa s-a botezat și Mântuitorul la maturitate. Așa s-a botezat și ucenicii lui. Și toți cei care au mers la Ioan Botezătorul, care au fost botezați de el în apa Iordan. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat. Acest lucru este foarte important spre iertarea păcatelor voastre, ca să fiți iertați de Dumnezeu. Apoi, zice el, veți primi darul Duhului Sfânt, adică veți primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va veni să locuiască în voi, să fie în voi, să vă călăuzească în tot adevărul, să vă învețe Scriptura și ceea ce vrea Dumnezeu Atotputernicul. Apoi în Fapte, capitolul 3 cu versetul 19, tot apostolul Petru spunea: pocăiți-vă dar și întorceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremea de înviorare. Din nou același cuvânt: pocăiți-vă și întorceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Deci, dragul meu, dacă vrei să fii iertat de Dumnezeu și dacă vrei ca păcatele tale să fie șterse de Creatorul Universului, apostolul Petru spune că prin pocăință și prin întoarcerea la Dumnezeu, omul capătă iertarea păcatelor, ne spune apostolul Petru. Deci prin pocăință și prin întoarcerea la Dumnezeu, omul devine iertat de Dumnezeu și devine un copil al lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 30, din nou vorbește și spune: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Din nou, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință în Fapte 17 cu 20. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, adică de vremurile când nu ai fost conștient de unele lucruri că sunt păcate, dar Dumnezeu poruncește acum tuturor neamurilor sau tuturor oamenilor de pretutindeni, adică de pe fața pământului, să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi Dumnezeu în care va judeca lumea cu dreptate. Și Dumnezeu pentru aceasta ne cheamă la pocăință, dacă vrem să scăpăm de mânia lui Dumnezeu și de judecata aspră a lui Dumnezeu. Deci Biblia spune, repet, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Omule drag care mă asculți, frate și soră și prieten drag, înțelegi? Înțelegi că Dumnezeu te cheamă la pocăință? Dacă acum ești rău, tu singur îți faci rău. Dacă acum ești un om care te împotrivești lui Dumnezeu și pocăinței, tu singur te duci spre pierzarea veșnică. Poate ați văzut pe pagina mea că am pus un videoclip care vorbea despre bogatul și Lazar, despre cel ce a ajuns în sânul lui Avram și despre cel ce a ajuns în iad, în locuința morților. Era cumplit îngrozitor. De aceea să luăm seama, să ne întoarcem la nostru Salvator. A apărut o reclamă și s-a oprit până nu este prea târziu. Apoi în Faptele Apostolilor,
Apoi în Faptele Apostolilor, capitolul 26, cu versetul 20, din nou ne vorbește cuvântul Domnului și ne spune: ce-am provăgăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Băi, gata, măi, prieten drag, Roxana, dacă nu-ți place ceea ce tu auzi despre Dumnezeu și pocăință, du-te mai departe. Dar dacă vrei să-ți mântuiești sufletul, rămâi aici și ascultă cuvântul care îl citesc din Cartea Sfântă a lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze, Roxana, și nu uita că pocăința este la fel de valabilă și pentru tine, că și tu ești pe pământul lui Dumnezeu și într-o zi ai să te duci la cele veșnice. Și dacă mor cu păcatele asupra ta, Roxana, ești un suflet pierdut pentru totdeauna. Vei merge în locul în care a ajuns bogatul, unde vei fi muncită și chinuită pentru totdeauna. Dumnezeu să te binecuvinteze. Deci Biblia spune că Apostolul Pavel a spus ce am provăgăduit întâi celor din Damasc. Deci Apostolul Pavel a fost în Damasc, apoi în Ierusalim. Apostolul Pavel a fost la Ierusalim, în toată Iudeea le-a vorbit iudeilor și neamurilor să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Vedeți, Apostolul Pavel era un evanghelist plin de râvnă pentru Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel era un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pe care îl folosea Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Dar Pavel s-a dus în Damasc, Pavel s-a dus la Ierusalim, Pavel s-a dus în toată Iudeea și la neamuri să le predice, să le spună să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor, să trăiască în ascultare de Dumnezeu. Biblia ne spune că pe vremea lui Ioan Botezătorul, fariseii și cărturarii au vrut să primească unii dintre ei botezul lui Ioan. Și atunci Ioan i-a mustrat și le-a zis: pui de năpârci, cine va învăța pe voi să fugiți de mânia viitoare? Duceți mai întâi și faceți fapte vrednice de pocăința voastră și apoi veniți de vă botezați. Deci este foarte important să luăm în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de omul care ascultă și pune la inimă ceea ce ne învață Dumnezeu prin Scriptură. Pentru că Biblia spune: primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletul. Și tot Mântuitorul a mai spus: cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine mă ascultă pe mine, ascultă pe cel ce m-a trimis pe mine. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Și cine mă nesocotește pe mine, zice Iisus, nesocotește pe cel pe care m-a trimis. De aceea să luăm seama la cuvântul Domnului care ne învață să ne pocăim. Biblia spune la Roman, capitolul 2, cu versetul 5: dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu. De aceea, dragă Roxana, dacă nu vrei să te pocăiești din pricina împietririi inimii tale, cuvântul lui Dumnezeu spune că îți aduni o comoară de mânie. O comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăța lui Dumnezeu. De aceea, dragă Roxana, te îndemn să te apropii de Dumnezeu, să te apropii de cel preanalt, să te pocăiești. Aici spune: dar cu împietrirea inimii tale, adică inima ți s-a împietrit, inima e tare, inima e rece, care nu vrea să se pocăiască, inima ta zice nu te pocăi,
lasă, trăiește-ți viața, lasă, asta e pentru babe și moși, nu te pocăi, îți aduni-o cu o moară de mânie, pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Tu înțelegi? Dumnezeu Atotputernicul va răsplăti fiecăruia după faptele lui. De aceea, dragul meu ascultător, ai grijă ceea ce înfăptuiești, ai grijă ceea ce vorbești cu gura ta, ai grijă ce rostești cu buzele tale, ai grijă cum trăiești, că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Biblia spune și anume, va da viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Vă dați seama, Dumnezeu dă viață veșnică celor ce prin stăruința în bine caută neprihănirea, caută cinstea, caută nemurirea, îl caută pe Hristos, pe Dumnezeu. Dumnezeu le dă viață veșnică, dar Biblia spune că va da mânie și urgie celor ce din duc de gâlceavă se împotrivesc adevărului. Tu înțelegi, dragul meu, Dumnezeu nu se lasă bajocorit de nimeni. De aceea Dumnezeu va judeca pe fiecare după faptele lui. Și Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după fapte, după vorbe, după gândurile lui. Apoi în Apocalipsa, capitolul 2 cu versetul 21, spune despre femeia aceea care trăia în păcat, i-am dat vreme să se pocăiască, dar n-a vrut să se pocăiască de curvia ei. Mântuitorul vorbea despre această femeie că i-a dat o vreme, i-am dat timp să se pocăiască, pentru că ea nu este pocăită, pentru că trăiește în prea curvie. Dar Biblia spune că Mântuitorul a zis, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Adică Iisus a spus, eu i-am dat timp, i-am dat vreme să se pocăiască, ca să nu piară, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu. La fel în vremurile noastre sunt la fel oameni care au primit de la Dumnezeu vreme și timp de pocăință. Și Dumnezeu și ție și mie și nouă tuturor ne-a dat o vreme, ne-a dat un timp de pocăință. Dar nu cumva să facem și noi ca această femeie care a zis și nu vrea să se pocăiască. Și iată că, din păcate, sunt și oameni care nu vor să se pocăiască. Nu vor să se pocăiască. De ce? Pentru că ei spun că vor să-și trăiască viața. O viață am să ne-o trăiesc. Biblia continuă mai departe și spune în Faptele Apostolilor, capitolul 8 cu versetul 22, din nou cuvântul Domnului vorbește, pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale dacă este cu putință. Deci omului Dumnezeu la care se adresa unui alt om, avea omul acela, avea o răutate în inima lui și apostolul Pavel îi spunea omului, pocăiește-te dar de această răutate a ta, sau Petru, pocăiește-te de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii, dacă este cu putință. Da, vedeți, din nou cuvântul Domnului vorbește despre pocăință. Dragii mei, dacă vreți să ajungeți în împărăția lui Dumnezeu, să nu uitați niciodată și să răsune tot mereu în inima voastră și în urechile voastre, pocăiește-te dar de această răutate a ta și întoarce-te la Domnul Dumnezeul tău care va avea milă de tine. De aceea spune și Biblia, căutați pe Domnul câtă vreme
se poate găsi. Chemați-l pe Domnul cât este aproape, să se lase cel rău de calea lui ce-ar ia, și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui rele, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. Înțelegi? Apoi Biblia spune în Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 5, din nou ne vorbește Domnul Iisus despre pocăință. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, adică la faptele bune. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Vedeți, din nou Mântuitorul îi vorbește acestei biserici din cartea Apocalipsa și îi spune: adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Adu-ți aminte, omule, adu-ți aminte, biserică, și pocăiește-te, adică oprește-te de la răul pe care îl faci. Oprește-te, căiește-te și întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te la faptele tale din tâi, întoarce-te din nou la Cel Preanalt. Astfel, zice Domnul Iisus, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Vedeți? Noi suntem plăcuți înaintea lui Dumnezeu că noi ne pocăim de păcatele noastre, că noi îl slujim pe Creatorul, că noi cu viața noastră îl proslăvim pe Mântuitorul. Fără pocăință nimeni nu este plăcut lui Dumnezeu. Doar prin pocăință vom intra în împărăția cerurilor. Biblia spune din nou în Apocalips capitolul 2 cu versetul 6: pocăiește-te dar, zice Domnul, altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei cu sabia gurii mele. Din nou Iisus spune în cartea Apocalipsa: pocăiește-te dar. Omule, tu înțelegi? E valabil și pentru tine și pentru mine și pentru toți ascultătorii și pentru lumea întreagă. Pocăiește-te dar, pocăiește-te, omule, oricine ai fi, căci Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Înțelegi? La fel în Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 3, din nou ne spune: adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine, zice Domnul. Omule drag, din nou Mântuitorul vorbește Apocalipsa în capitolul 3 cu 3 bisericii și spune: adu-ți dar aminte cum ai primit și auzit, cum ai auzit despre Dumnezeu, cum ai învățat despre Dumnezeu și pocăință. Iisus spune: ține și pocăiește-te. Cum, Doamne, să mă pocăiesc? Așa cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu, zice Domnul, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Tu înțelegi? Dacă nu te pocăiești, zice Domnul, voi veni ca un hoț peste tine și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine, și Domnul va pedepsi pe cel peste care va veni. De aceea să fim cu luarea minte la cuvântul scris al lui Dumnezeu. În Apocalipsa, din nou, capitolul 3 cu versetul 19, din nou același Mântuitor Iisus vorbește: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și te pocăiește. Vedeți? Din nou ne întoarce și din nou ne spune: fii plin de râvnă, dar și te pocăiește. Deci de când am început și până în prezent, Biblia ne-a vorbit despre pocăință. Biblia ne-a
vorbește despre pocăință, căci doar prin pocăință noi suntem plăcuți lui Dumnezeu, căci doar prin pocăință noi vom vedea pe Cel Preanalt, căci doar prin pocăință vom moșteni viața veșnică. El spune, eu mustru și pedepsesc pe toți acei pe care iubesc, fii plin de râvnă, dar și te pocăiește. Omule, cuvântul acesta este valabil și pentru tine. Fii plin de râvnă, dar și te pocăiește. Fii plin de râvnă, dar și te pocăiește, pentru că aceasta este dorința Mântuitorului. Ferice de omul care ia în seamă, ferice de omul care ia în serios, ferice de omul care se pocăiește, ferice de omul care slujește cu drag, cu scumpătate, cu tragere de inimă, cu dăruire pe Hristos. Ferice de omul, mărit să fie Domnul, pentru că El îl va vedea pe Rege regilor, pe Domnul domnilor, pe Împăratul împăraților. La fel, Biblia ne vorbește în Matei, în capitolul 11, cu versetul 21, vai de tine, o razine, a zis el. Vai de tine, spune din nou Mântuitorul Besadio, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Din nou vorbește Hristos despre pocăință și spune, vai de tine, Orazine, vai de tine, Besadio, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Vă dați seama cât de important este în ochii lui Dumnezeu pocăința? Și Mântuitorul spune despre aceștia, vai, pentru că nu v-ați pocăit. Apoi în Matei, în capitolul 12, cu versetul 41, din nou Domnul Iisus spune, bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la provăgăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona, adică Domnul Iisus. Ce se va întâmpla în ziua judecății? Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta și îl va osândi în ziua judecății, zice Domnul Iisus, pentru că ei s-au pocăit atunci când Iona a mers la ei și le-a spus, încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Și toți au crezut, chiar și împăratul, și au început să postească, să ceară îndurare lui Dumnezeu. Și Iisus a spus, la provăgăduirea lui Iona, oamenii s-au pocăit. Și Iisus a spus, și iată că aici este unul mai mare decât Iona, adică Hristos, și mulți din jurul lui nu vreau să se pocăiască. Apoi Mântuitorul spune în Luca, în capitolul 10, din nou cu versetul 13, vai de tine, repetă el la Luca 10 cu 13, vai de tine, Orazine, vai de tine, Besadio, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon lucrurile puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă, adică s-ar fi smerit așa de tare că s-ar fi așezat în sac și cenușă. Iată ce înseamnă să fii pocăit, iată ce înseamnă să fii predat lui Dumnezeu. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl va osândi, pentru că ei s-au pocăit la provăgăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona, spunea Mântuitorul. Vă dați seama? Este foarte important, dragii mei, în vremurile care suntem și în vremurile care au fost, să ne pocăim. Doar prin pocăință noi suntem plăcuți lui Dumnezeu. La fel în cartea 2 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 21, spune apostolul Pavel, mă tem că la venirea mea la voi să nu mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi și să trebuiască să plâng pe mulți dintre cei ce au păcătuit mai înainte și nu s-au pocăit de necurăția
de necurăție, de curvie, de spurcăciunile pe care le-au făcut. Vă dați seama, apostolul Pavel spune că acești oameni nu s-au pocăit de necurăție, de curvie, de spurcăciunile pe care le-au făcut. Nu s-au pocăit de curvie, adică mergeau și curveau, se duceau și se destrăbălau și făceau multe alte spurcăciuni și nu s-au pocăit de ele, nu s-au oprit de la ele. Asta înseamnă să te pocăiești, să spui de acum nu la tot ce este rău, la tot ce spune Biblia că este păcat. Ceilalți oameni, spune în Apocalipsa, capitolul 9 cu versetul 20, ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot ni să vadă, ni să audă, ni să umble. Deci în vremurile noastre, ca și în alte vremuri, sunt oameni care se închină la idoli, care se închină la idoli făcuți de oameni. Biblia spune că acești oameni se închină de fapt dracilor și că idolii aceștia sunt din aur, din argint, idolii aceștia sunt din aramă, sunt din piatră și de lemn, care nu pot ni să vadă, ni să audă, ni să umble și totuși oamenii se închină în fața la idoli. Să închină la ceva care e mort, care n-are viață. Și oamenii aceștia care se închină la idol nu sunt plăcuți lui Dumnezeu. Oamenii aceștia pun idolii mai sus și mai presus de Dumnezeu. În loc să se ducă omul să se închine lui Dumnezeu în numele Fiului Său, oamenii se închină dracilor prin acești idoli, se închină idolilor de argint, de aur, de aramă, de piatră, de lemn, care nu poate să-i ajute cu nimic. Oamenii aceștia vor pieri și vor ajunge în locul îngrozitor numit iazul de foc. De aceea să ne ferească Dumnezeu de închinarea la tot ce este făcut de mână omenească, la închinarea idolilor. Apoi Biblia spune în Apocalipsa, capitolul 9 cu versetul 21, și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtigașurile lor. Aici Biblia ne vorbește foarte clar despre pocăință și de ce nu s-au pocăit oamenii. Adică oamenii nu s-au lăsat de uciderile lor, continuau mai departe să ucidă. Nu s-au lăsat oamenii de vrăjitori lor și nici de curvia lor și nici de furtigașuri. Adică mergeau în continuare la curvie, mergeau în continuare la furat, mergeau în continuare să ucidă, mergeau în continuare la vrăjitori și la vrăjitoare. Biblia spune și nu s-au pocăit, adică nu s-au oprit, nu s-au mai dus. Biblia spune nu s-au pocăit de uciderile lor. Și din contră s-au dus să ucidă, nu, nici de vrăjitoriile lor, ci din contră s-au dus la vrăjitor și la vrăjitoare, nici de curvia lor, din contră s-au dus la stricate, la prostituate, la casa de unde sunt femeile ușoare și nici de furtigașurile lor, adică furturi cum sunt astăzi de mai multe feluri. Dragii mei, dacă vreți să moșteniți împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vă pocăiți de uciderile voastre, să vă pocăiți de vrăjitoriile voastre, să vă pocăiți de curvia voastră și să vă pocăiți de furtigașurile voastre. Dacă vreți să ajungeți în împărăția lui Dumnezeu, pentru că oamenii de aici, Biblia spune că nu s-au pocăit de toate acestea. Asta înseamnă că vor avea ca sfârșit pierzarea veșnică. Și cred că tu care mă asculți, nu vrei să fii un suflet pierdut odată și pentru totdeauna. Odată ajuns acolo, în iazul de foc, tu nu mai poți să ieși din locul acela. Niciodată. Acolo ești pentru totdeauna. Fără capăt, fără sfârșit. Poate ai văzut și tu videoclipul pe care l-am pus pe Facebook, locul acela grozitor, care este mult mai înspăimântător. Dragul meu, pocăința este darul lui Dumnezeu. Pocăința este chemarea lui Dumnezeu. Și pocăința la fel este porunca.
porunca lui Dumnezeu, pentru că Biblia spune așa cum am spus în Fapte 17:30 și Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Deci Dumnezeu dă poruncă oamenilor să se pocăiască. Ferice de omul care ascultă. Biblia spune în Apocalipsa, mai am două versete, Apocalipsa capitolul 16 cu versetul 9, și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au ulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Când oamenii au fost loviți de aceste urgii care sunt scrise în cartea Apocalipsa și când soarele i-a dogorit așa de tare și o căldură mare a fost peste ei, iar dea cu arșița lui, oamenii au început să ulească pe Dumnezeu, să-L înjure pe Dumnezeu. În loc să-i dea slavă Creatorului, oamenii, spune aici Biblia, l-au ulit pe Dumnezeu și nu s-au pocăit, zice Biblia, ca să-i dea slavă lui Dumnezeu. Vai de omul care luptă împotriva lui Dumnezeu, pentru că în privința aceasta niciun om de pe fața pământului n-are biruință, pentru că nimeni nu poate să-L biruie pe Dumnezeu, și omul care luptă împotriva lui Dumnezeu întotdeauna va pierde, pentru că Dumnezeu este atotputernic. El este Domnul care a făcut cerurile și pământul prin atotputernicia sa, prin înțelepciunea sa, a făcut luna, soarele și stele, munții, apele și văile, și a făcut omul după voia sa și după făptura sa și după chipul lui Dumnezeu. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. În Apocalipsa, ultimul verset, capitolul 16, cu versetul 11, din nou Biblia spune, și-a ulit Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Deci așa cum spune Biblia, că trebuie să se întâmple ceea ce scrie în Apocalipsa, deși în unele locuri s-au întâmplat urgiile care trebuie să vină pe pământ, dar Biblia spune că oamenii, în loc să se pocăiască de faptele mâinilor lor rele, în loc să se oprească de la rău, spune, și-au ulit pe Dumnezeul cerului. Din pricina durerilor, din pricina că aveau dureri pe corpul lor și din pricina rănilor lor care le aveau pe corp, și-au înălțat ochii spre cer și glasul la fel, și-au ulit și-au înjurat pe Dumnezeu și nu s-au pocăit de faptele lor. Vai de omul care îl înjură pe Dumnezeu! Vai de omul care îl ulește pe Dumnezeu! Pentru că omul care îl înjură pe Dumnezeu este un suflet pierdut. Iată că din nou, în această seară, dragul meu, am putut să învățăm amândoi și noi toți din cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu Tatăl atotputernicul și ucenicii Domnului ne cheamă la pocăință, ne cheamă la întoarcerea la Dumnezeu. Pocăiți-vă dar și întorceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului Dumnezeului tău să ți se ierte gândul acesta rău al inimii tale. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine, zice Domnul. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă și pocăiește-te, zice Domnul. Deci Domnul Iisus ne cheamă la pocăință. Acum trebuie să vă las. Fiți binecuvântați de Cel Preanalt. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu darul pocăinței. Și dacă crezi că mesajul acesta este foarte important și pentru alții, dă mesajul acesta și la alții, ca oamenii să audă chemarea lui Dumnezeu la pocăință, ca oamenii să înțeleagă că Dumnezeu vrea să ne pocăim, căci fără pocăință, oricine ar fi pe fața pământului, nu va ajunge
ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Poate să fie parlamentar, poate să fie deputat, poate să fie președinte de stat, poate să fie judecător sau polițist, poate să fie oricine. Fără pocăință, nimeni nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Omule drag, ascultă astăzi chemarea celui preanalt. Omule drag, renunță astăzi la păcat și nu te mai închina la idoli de argint, de aramă, de piatră, de lemn. Și închină-te adevăratului Dumnezeu care este în cer. Dumnezeu să te binecuvinteze, Petrica, Dumnezeu să te binecuvinteze. Închină-te celui care a făcut cerurile și pământul. Închină-te Dumnezeului etern, căci lui se cuvine slava, cinstea, gloria și onoarea. Nu te mai închina la idol, căci prin închinarea la idol tu te închini dracilor. Nici în fața morților și nici în fața unui sfânt tu nu te închina, ci închină-te lui Dumnezeu, căci însăși Mântuitorul a spus că la Tatăl Său, la Dumnezeu, se ajunge doar prin Iisus și numai prin Iisus. Nimeni nu vine la Tată, a zis El, decât prin mine. Nu este altă cale spre Dumnezeu, nu este altă ușă spre Cel Preanalt. Oricine încearcă pe altă parte, dă greș. Cine încearcă să se închine la idol, crezând că se închină lui Dumnezeu, greșește. Cine încearcă să se închine la morți, la sfinți, crezând că se închină lui Dumnezeu, greșește. Închină-te lui Dumnezeu care te vede, dragul meu, căci 24 din 24 de ore tu ești privit de Dumnezeu și ori de câte ori tu și eu deschid gura și rostesc un cuvânt, este auzit de cel preanalt. Teme-te de Dumnezeu tot mereu și abate-te de la rău, făcând mereu ce este bine, ce este plăcut și drept înaintea lui Dumnezeu, dacă îți pasă de sufletul tău. Omule, te întreb astăzi, în noaptea aceasta, ție-ți pasă de sufletul tău? Ție-ți pasă ce se va întâmpla cu tine după ce vei pleca din această lume? Ție-ți pasă ce se va întâmpla cu tine în lumea care e să vină în veșnicie? O, dacă-ți pasă! Ia o tărâre astăzi după voia lui Dumnezeu și spune nu de acum la păcat și pocăiește-te de uciderile tale și pocăiește-te de curviile tale și pocăiește-te de vrăjitoriile tale și de furtigașurile tale și de minciunile tale și de tot ce este rău. Omule, te pocăiește dacă vrei să fii pe placul lui Dumnezeu. Încearcă de acum să fii un om bun, să fii un om cu inima curată, să fii un om cumpătat, să fii pe placul al tău, Tată. Nu uita, Dumnezeu este sfânt și așa vrea să fie și copiii Lui. Pentru că El e sfânt, El zice copiilor Lui, fii sfinți, căci Eu sunt sfânt. Dumnezeu care e sfânt vrea ca și noi să fim sfinți. Și dacă suntem sfinți, vom moșteni lui Dumnezeu. Vom avea viață veșnică și atunci suntem cu adevărat copii ai lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, lumea care ne înconjoară, lumea care merge în fiecare zi pe lângă noi, lumea cu care noi ne întâlnim, nu ne cunoaște, nu știe că noi suntem copiii lui Dumnezeu, dar Biblia spune că noi suntem copii ai lui Dumnezeu și ce s-a arătat încă, ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, îl vom vedea așa cum este El, vom fi ca îngerii lui Dumnezeu în cerul lui Dumnezeu.
Dacă vrei să ai biruință asupra păcatului, te sfătuiesc, dragul meu, să deschizi cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, să citești, să te rogi lui Dumnezeu, să crezi că atunci când tu te-ai rugat, Tatăl tău care este în ceruri te-a ascultat, pentru că Dumnezeu ascultă oamenii care se roagă cu credință și prin credință. Pe Dumnezeu tu nu-L poți căuta prin vedere, tu nu poți să-i spui, Doamne, dacă te văd, atunci mă închin ție, atunci mă rog ție. Aduceți-vă aminte de Toma, cel care a fost necredincios. Când Domnul Iisus a arătat, Mântuitorul a venit în cameră, Biblia spune că Iisus a arătat ucenicilor lui, Toma nu era acolo cu ucenicii Domnului și ucenicii au spus, a înviat Domnul cu adevărat, l-am văzut, a fost cu noi. Și Toma n-a crezut. A spus, dacă nu văd semnul cuielor în palmele lui și în coasta lui, nu voi crede, a spus Toma. După 7-8 zile, din nou Mântuitorul apare în mijlocul lor și le zice, pace vouă! Și apoi se adresează lui Toma. Toma, adu-ți degetul încoace și pune în rănile mele, în semnul cuielor și pune-l în coasta mea și nu fi necredincios! Ce credincios, când Toma a văzut, s-a mirat, s-a îngrozit, s-a înspăimântat și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu! Și Domnul Iisus i-a spus, Toma, Tomo, pentru că ai văzut, ai crezut. Da? Ferice de cel ce n-a văzut și a crezut. Ferice de cel ce nu vede și crede. De aceea, dragul meu, când te duci în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, crede că Domnul ți ascultă rugăciunea. Crede că Dumnezeu ia aminte la rugăciunea ta. Crede că Dumnezeu îți dă răspuns și Domnul te va binecuvânta. Și acum la încheiere, pentru că fratele Petrică îmi spune și mă roagă să mă rog pentru cei ce sunt în drept cu mine, am să fac o rugăciune către Creatorul. Da? Vine imediat, fac o rugăciune și apoi mă opresc. Dumnezeu să vă binecuvinteze și acest mesaj să fie pentru voi binecuvântarea lui Dumnezeu. Neprihănitule Tată, Sfântul Israel, Împăratul meu din cer, în numele Celui care este Fiul tău și șa de la dreapta ta, în numele Domnului Iisus, mi-a plecat capul și inima înaintea ta. Te slăvesc și îți mulțumesc de mesajul și de cuvântul pe care mi l-ai dat în această seară, pentru cei care l-au ascultat și pentru mine însumi. Îți mulțumesc de cuvântul tău care este adevărul. Îți mulțumesc că cuvântul tău ne îndeamnă la pocăință, ne cheamă la pocăință. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeul nostru, pentru darul tău, pentru Fiul tău, care l-ai dat pentru noi, ca ori și cine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Scumpul nostru Dumnezeu și Salvator, cer îndurarea ta peste cei ce au fost cu mine în direct și peste cei ce vor vedea pe parcurs acest mesaj, peste cei ce îl vor asculta. Cer binecuvântarea ta peste bărbați și femei, peste copii, peste tineri. Binecuvintează mesajul acesta și fă ca mesajul acesta să aducă rod pentru slava ta, pentru împărăția ta. Fă ca prin cuvântul tău oamenii să fie smulși din întuneric, din ghearele vrășmașului și să fie aduși în împărăția ta. Doamne, tu nu vrei moartea păcătosului. Tu nu vrei moartea celui ce moare. Tu nu vrei ca omul să piară, să se ducă la pierzare. Doamne, ai milă de sufletele care se mai află pe calea cea rea. Ai milă de oamenii care vor îndurarea ta. Ai milă de cei care ascultă cuvântul tău și își găsesc plăcerea în tine. Neprihănitule Tată, în numele lui Iisus Hristos, Mântuitorul, cer să binecuvintezi familiile celor care găsesc plăcerea în a asculta mesajul
mesajul tău, cuvântul tău, care ascultă de glasul tău. Lasă duc de pocăință peste noi toți. Binecuvintează familiile acestea. Binecuvintează pe cei care au nevoie de intervenția ta în casa lor, în familia lor. Dă binecuvântarea ta. Vindecă chiar și boalele. Vindecă rănile, Doamne. Tămăduiește sufletele rănite și zdrobite. Neprihănitule Tată, mă rog în numele lui Iisus ca Tu să intervii. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Îți mulțumesc că ai intervenit. Îți mulțumesc că faci mai mult decât ca om eu pot să-ți cer. Dacă este cineva care își cer iertare de păcatul său, Doamne, ascultă-l din cerul Tău. Dă-i iertare, dă-i grațiere, dă-i mântuire, dă-i viață veșnică în numele Domnului Iisus. Mă rog și pentru cei care se împotrivesc cuvântului Tău, vrășmași ai Tăi, vrășmași ai cuvântului Tău, iartă-i căci nu știu ce fac, ai milă de sufletul lor și lasă ca Duhul Tău să-i cerceteze, Doamne, și pe ei, căci Tu nu vrei ca ei să piară și să meargă în adânc. Mă rog pentru sufletul lor. Neprihănitule Tată, îți mulțumesc pentru toate, a Ta să fie gloria și slava și onoarea. În numele lui Iisus Hristos, te laud, Creatorul meu, și așteptăm cu dor acea zi glorioasă când Tu ne chemi pe fiecare acasă. Așteptăm cu dor ziua reîntoarcerii Fiului Tău. Așteptăm să fim în țara promisă. Așteptăm să fim în raiul pregătit de Tine. Ne dor de țara de sus. Ne dor să fim cu Tine, scumpul nostru Iisus. Până atunci, Doamne, mărește-ne credința, umple-ne de Duhul Sfânt, depărtează răul din noi, dă putere să ne pocăim de tot ce este păcat, de curvie, de prea curvie, de furtigaș, de vrăjitorie, de fapte rele, dă-ne putere să renunțăm la toate acestea, să ne alipim de Tine, să facem ce este bine și ce este drept înaintea Ta. Neprihănitule Tată, în îndurarea Ta, iartă sufletele care își cer îndurare, care își cer milostenie, care cer intervenția Ta. Îi încredințez pe toți în mâinile Tale. Fii binecuvântat, Doamne, a Ta să fie gloria și slava și onoarea, o Rege al Regilor, Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Îți mulțumesc. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum la încheiere, dragii mei, vă doresc noapte bună și nu uitați, Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Fără pocăință este cu neputință ca să fim pe placul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îmi pare rău de cei care au venit mai târziu, că n-au apucat să audă mesajul pe care l-am transmis, dar dacă cineva voiește să asculte ceea ce Dumnezeu a dat în mesajul acesta, poate să intre să asculte mesajul de la capăt, pentru că videoclipul va rămâne pe internet, pe Facebook. Facă Domnul ca mesajul acesta să aducă rod pentru împărăția lui Dumnezeu, să smulgă oamenii din întuneric, să aducă la lumina lui Hristos, să smulgă oamenii din împărăția diavolului, să aducă în împărăția lui Hristos, să smulgă oamenii de sub stăpânirea celui rău, să aducă sub stăpânirea lui Dumnezeu și a lui Hristos. Fiți binecuvântați de cele care a făcut cerul și pământul. Nu uitați, prin harul lui Dumnezeu și eu, tu și noi toți, am intrat în anul 2019. Să ne ajute Dumnezeu pe noi toți în acest an să fim mai buni, mai curați, mai sfinți, mai pocăiți, mai după voia lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu în acest an. Pe cei care n-au încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului, să-l încheie, să intre la maturitate în apa botezului, să intre și să mărturisească cu gura lui, pentru că Iisus a spus, cine crede și se botează va fi mântuit, dar cine nu va fi osândit. Ține cont de cuvintele Domnului Iisus, ai încredere în ce a spus.